Scuze, am și o întrebare. De ce poartă fratele vizeta de aia? Pentru că este astmatic. Are astm, de mic copil găsit și e greu cu masca să respire. A avut probleme de sănătate în momentul când l-a născut. Înfundare de os pe creier. De acolo s-au tras. A făcut o pneumonie din care din pneumonie a dat în nas, tratamente și toate cele. Dar acum îi mulțumim lui Dumnezeu, este bine. Într-o scurtă pauză până la următoarea comandă, șeful sub acoperire are ocazia să afle mai multe despre Alexandra și familia ei. Da, fratele tău e mic, văd. 22 de ani. 22. Și stați împreună toți sau? Nu, fratele meu stă la mama, iar eu stau cu viitorul meu soț împreună. Stăm cu părinții, cu socrii. Părinții lui. Părinții lui, da. Da. Mamele noastre au nevoie de noi. De ce? Sunt bolnave și au nevoie de sprijin. Și norocul meu, ca să spun așa, e că până la mama pe jos fac maxim o jumătate de oră, iar cu mașina 10 minute. Da. Soacra mea la fel. E bolnavă rău sau? Poliartită reumatoidă, plus că mai are o malformație la inimă, asta e din naștere. Și mi-a mai făcut un AVC, un atac cerebral. S-au adunat toate. De și cum ai grijă de maică-ta dacă nu stai cu ea? Vorbim la telefon în permanență. Din păcate, am avut și un accident de mașină în care era și fratele meu. Cine, Florin? Florin, da. Vai de mine. Dar mulțumim lui Dumnezeu, au trecut peste, sunt bine și mergem mai departe. Am învățat să gătesc de la 14 ani, tot din cauza mamei. Și fiindcă eu sunt alergică la ou. Ești alergică la ou? Da. De ce? Dintr-un șoc anafilaptic. Wow! E un caracter puternic, adică a avut multe probleme în viață. Faptul că spunea mi-a făcut accident, mi-a făcut atac vascular, practic e clar că își asumă aceste probleme.